Eu mă bucur foarte tare, tocmai că o mamă m-a invitat să discut despre acest subiect din dorința de a aplica pe copiii ei. Pentru că aici este problema. Generația noastră de părinți a fost foarte prinsă cu dezvoltarea profesională și am neglijat cumva, luați de val, aceste, cum să spun, principii simple. Copiii noștri merg cu bani de buzunar și își cumpără pachetel pe drumul spre școală sau de la școală sau de la metrou sau ce știu eu, nu își mai iau apă sau sandwich, beau un suc sau mănâncă ceva fast food. Da. A fost o atracție, este un mijloc de socializare, dacă nu mergi, nu ești integrat în grup, dar nu e bine, deloc. Nu este bine. Sunt calorii goale, nu ajută deloc copilul la starea de bine, îl îngrașă și după aceea este foarte greu să recuperăm. Odată ce ai devenit obez și realitatea este cruntă în rândul tinerilor și al adolescenților, după aceea ești foarte frustrat. Încep diete care cum, rapide, te izolezi, te frustrezi, nu au rezultate și pe urmă apar bolile. Asta e cel mai grav.